Roxana, tu ești din Ploiești, da. Ai venit special în București, la târg. La târg, da. Ești membra grupului de ceva timp. Da, așa este. Cum se pare grupul? Grupul mi se pare foarte, foarte interesant pentru că ai multe informații de aflat și interacțiunea zic eu că este importantă între noi specialistele și aș vrea să vii și la Ploiești. Pentru că la Ploiești sunt multe fete care dornice de lucrul acesta și zic eu că ar merita o întâlnire și la Ploiești. Ce vrea să facem la Ploiești? Păi, în primul rând, un curs legat de epilatul cu ceară de zahăr, zic bine. Cu zahăr, da. Ceară, așa. Pentru că se folosește foarte puțin în Ploiești și e un trend acum și merită încercat. Avem persoane care sunt sensibile și care ar avea nevoie de așa ceva și sunt foarte puține informații. Și după aceea, să mai spunem, nu știu, întâlniri legate de tratamentele cu mezoterapie sau mitodermabrasiune. Nu știu, și ne mai gândim.